În lumea lor e mereu liniște, dar acest lucru nu îi împiedică să fie fericiți. Comicii Inesa și Ghenadie s-au născut fără auz, dar pasiunea pentru actorie și dorința de a-i face pe cei dragi să zâmbească i-a determinat să interpreteze roluri de clovni pentru comunitatea persoanelor hipoacuzice. Publicul i-a îndrăgit atât de mult încât comicii nu au voie să lipsească de la nicio activitate organizată de Asociația Surzilor din Republica Moldova. De fiecare dată când urcă pe scenă, sunt îmbinați cu zâmbete largi și aplaudați, în semn de mulțumire. Inesa și Ghenadie, îmi face o deosebită plăcere să vă cunosc pe voi ambii. Sunteți minunați. Vă mai aminteți când ați jucat primul spectacol, ce roluri ați interpretat și cum a fost acea experiență? Eu prima dată am participat la un concurs Mrs. Asociația Surzilor și am avut o provocare, un concurs. Trebuia scenetă să fac și l-am rugat pe Ghenadie să mă susțină, că noi suntem doi prieteni, noi ne înțelegem din copilărie și de atunci am devenit o echipă. Reacția publicului a fost una pozitivă, de aceea și ați continuat. Chiar am simțit că sala a fost extraordinar de pozitiv. După concert am ieșit afară, toată lumea m-a lăudat, m-a văzut din alt punct de vedere, din altă parte. Deja la următorul concert, când vedeau că eu aș particip, eu simțeam că toată sala e cu ochi pe mine. Când urma să fie un concert, lumea m-a întrebat preventiv, tu ești particip? Dar tu ești fii? Eu spuneam că nu pot, am de lucru, Ghenadie. Dar zic, ei, dar fără tine noi nu venim, că nouă nu ne place, că noi vrem că tu să particip și tu la concert. Și eu, deci am fost mai receptiv și am venit. Inesa și Ghenadie s-au cunoscut pe băncile școlii, iar umorul i-a apropiat și a ajutat să lege o relație de prietenie trainică. Inesa, fiind o fire artistică din copilărie, a fost cea care a insistat și l-a convins pe partenerul ei de scenă să prezinte împreună scenete. Talentul și carisma actorilor au fost remarcate imediat de public, care i-a îndrăgit de la primul spectacol. De ce ați ales anume domeniul comediei? Când eram pe vremea școlii, noi am fost colegi de clasă, ne jucăm, ne distram, ne-am deprins așa, ea pe mine m-a luat o leacă prin surprindere, eu pe dânsa facem glume pe sama ei. Lui Ghenadie îi plac glumele, da, și eu îl susțineam în gluma și la noi asta m-a generat într-o artă, să spunem așa. Cine sunt autorii scenetelor pe care le prezentați voi? Inesa. Deci eu am o idee, vine Ghenadie, adaugă ceva de la dânsul, da. Eu vin, la dânsa scenetă este pregătită, gata, dar eu deja mai adaug și eu ceva, sugestii de amele, ideile de amele și la urmă ajungem la un numitor comun. Câteodată ne mai uităm pe internet, mă uit în alte țări, mă uit diferite scenete, alegem o temă din internet și dezvoltăm, facem un număr separat a nostru. Ce roluri interpretați cel mai des, pe seama cui vă amuzați? Un apartament din camin a fost la noi tema, a fost nunta la mijlocul iernii, au fost mai multe teme dezvoltate în numerele noastre, au fost copii, dar primul loc se spune că nunta la mijlocul iernii. A fost spectacolul cu cel mai mare succes. Da, 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 lumea a apreciat cel mai mult sceneta asta despre nuntă. Cei mai de glumă au fost când el trebuie să arunce o pasăre, un porumbel, să zboare și porumbelul și ala a căzut înghețat jos. Și el mergea din urmă și îl împinge pe picior, îl trezea să se ridice. Că asta a fost cel mai amuzant moment din scenetă. Când скажу, отпускай. Буде романтичное фото. Итак, смотрим на меня. Раз, два,
три, четыре. Не летают. Faceți glume și pe seama voastră a persoanelor din comunitatea surzilor? Da, fiindcă noi cel mai tare o cunoaștem viața noastră, în societatea noastră. Și mai multe glume sunt chiar pe seama noastră. Dacă ne ducem undeva împreună, facem glume și la oamenilor este foarte plăcut glumele noastre. Inesa și Ghenadie interpretează împreună peste 40 de scenete. Pentru toate spectacolele și-au scris scenariile, au născocit glumele și chiar au creat decorul și costumele. Scenetele pe care le-au prezentat peste hotarele Republicii Moldova au fost o surpriză pentru publicul de acolo, deoarece în lume sunt foarte puțini comici hipoacuzici. Ați avut spectacole și în afara țării noastre. Unde și cum a fost? Da, Inesa, da, a fost, dar eu am fost odată la Jitomir, la Ucraina. A fost foarte multă lumea în sală și am înțeles că le-a plăcut sceneta noastră, da. Eu am fost, Inesa personal a fost în Italia și ea a spus că acolo unde obște nu se practică clovni, scenete de astea mai cu participare clovnilor și au fost foarte bine primite. La noi este pantomima, la noi o mai rămas, o mai păstrat o leacă. La Odessa este. La Odessa știu că este acolo. La dânsă umorul e dezvoltat. Dar în alte țări mai când nici nu este așa ceva. Presupun că ați fost surpriza evenimentelor la care ați participat, dacă spuneți că clovnii hipoacuzici nu sunt. Toată lumea râdea. La tăi le-a plăcut prestația noastră. În Jitomir, sală era arhiprină, muzică, scenete, dar anume la clovni, toată lumea era flămândă de așa evenimente inedite. Și noi când am venit cu sceneta noastră, deci am fost foarte cald primiți. Știu că prietenia voastră s-a format încă de pe băncile școlii. Cum ați reușit să mențineți această relație apropiată? Prin înțelegere. Noi tot timpul am găsit limba comună. Suntem cu mătri. Eu i-am botezat fata și fata la fel tot din copilărie ne râdeam cu dânsa, facem glume pe seama ei. Suntem, noi prietenim cu familia, niciodată nu ne-am svădit. Știm ce dau. Inesa și-o ales miserie, da, mă, ea ca s-o regăsit aici în Casa de Cultură, dar eu numai la nivelul de prietenie s-o susțin pe Inesa. Eu calea mea ne-am găsit în altă parte. Am tare mult de lucru, dar Inesa este cam insistentă și mă roagă să tot s-o susțin, să vin mai des să particip la evenimentele culturale. Și zi de zi, când vă întâlniți, tot faceți glume unul pe seama altuia, cu prietenii când ieșiți în oraș? Fix așa ca din școală. Cum am fost în școală, așa și glumim. Inesa îi ajută pe tinerii și vârstnicii hipoacuzici, pasionați de actorie, să-și poată realiza visul de a urca pe scenă. În cadrul Asociației Surzilor din Republica Moldova, ea este coordonatorul unui grup de actori amatori. Din copilărie eu am frecventat Casa de Cultură. Eu sunt dintr-o familie de persoanele surdi, părinții mei tot n-aud. Și pentru dezvoltare personală, pe mine părinții m-au adus la Casa de Cultură. Eu am devenit pasionată de muzică, de dansuri. Pe urmă m-am căsătorit, am avut viața personală, m-am depărtat o leacă de activități. Aici a fost un conducător Mila, ea pe mine a început să mă atragă la un moment dat, să revin înapoi în Casa de Cultură, că avem nevoie de oameni carismatici. Eu avem dubii, avem îndoieli, să vin, să nu vin. 5 ani în urmă eu am revenit înapoi în Casa de Cultură, pe mine chiar m-a angajat oficial. Și este nu chiar așa de ușor să atragi persoanele, să-i educi, să le transmiți talentul, să-i înveți. Sunt foarte puțini oameni care sunt capabili la așa ceva. Foarte important sunt emoțiile, trebuie să știi să le redai emoțiile acestea. Мечтала.
Încerc să atrag tinerii, mai mulți tineri, dar tineretul, din păcate, acum sunt foarte mulți copii talentați, tineri talentați, dar pleacă în străinătate, se duc, emigrează. Da, eu pe Ghena niciodată n-a să-i... Eu îl țin lângă mine, măcar Ghenadis mă să țină. Oamenii obișnuiți manifestă de obicei compasiune față de persoanele cu dizabilități. Le este dificil să se pună în situația lor și să-și imagineze că ar fi posibil să trăiască cu astfel de deficiențe. Ghenadie și Inesa spun că este o abordare greșită și din această cauză, uneori, ei se simt marginalizați în societate. Dar de ce trebuie să le fie milă de noi? O pasiune. Noi pur și simplu nu auzim, dar suntem la fel. Eu pot dansa ca și dânsă, eu pot cânta ca și dânsă. Deci trebuie să le fie milă de mine. Eu am fix aceleași capacități. Noi suntem tot una. Sunt clovni care aud, dar eu sunt clovni care n-aud. Nu trebuie să le fie milă de noi. Trebuie să ne aprecieze și să ne estimeze, să ne respecte, să vină să vadă concertele noastre. Noi avem nevoie de o susținere sau de un respect, o stimă. Cum ați reușit să vă integrați? Care sunt secretele sau lecțiile pe care le-ați învățat voi și ar putea prinde bine copiilor care la fel se nasc cu această deficiență? Trebuie să fii foarte atent la ce și simți, la sentimentele tale. La mine părinții mei la fel nu aud. Ei mi-au transmis lucrul ăsta. Trebuie să fii un pic de psiholog, unde nu te-ai duce, cum să te comporți. Deci asta este ceva care la nivel de simț. Cum a fost la început interacțiunea cu oamenii obișnuiți? Și dacă este nevoie să cunoști anumite lucruri despre ei pentru a putea socializa, pentru a putea lega prietenii? Nu sunt o diferență. Deci nu a fost pentru mine, chiar nu a fost o problemă. Eu sunt foarte comunicabilă. În colectivul nostru sunt oameni care aud, eu cu dânșii comunic prin scris. Fiecare mesaj pe care vreți să-l transmiteți, voi îl scrieți. Sau încercăm cumva să le arătăm, dar nu prin limbajul semnelor, dar ceva mai primitiv, ceva să fie mai clar ca să mă înțeleagă. Când nu sunt pe scenă, Inesa și Ghenadie muncesc din greu pentru a supraviețui și a-și întreține familiile. Ghenadie este lăcătuș de profesie, dar lucrează mai mult în domeniul construcțiilor. Îi place foarte mult această ocupație, însă este nevoit să se angajeze doar neoficial, pentru că este invalid. Deși clienții săi rămân mulțumiți de lucrările făcute de Ghenadie și îi spun că are mâini de aur, angajatorii evită să-i facă oferte de muncă. Eu lucrez la o întreprindere care se ocupă cu producerea păhăruțelor de singură folosință. Ghenadie e lăcătuș de meserie, dar mai facem reparații la comandă. În domeniul construcțiilor activezi? Reparații în apartamente, dar când parvine Inesa cu ideile ei cu spectacolul, sunt nevoit să amân lucrările în parte și vin și o susțin pe Inesa. Combini viața de actor cu cea de constructor. Da, exact. Da, zi de zi, când ești la lucru, lucru, casa, lucru, da, aici te mai dai o leac cu cultură, cu actorii, cu glumele noastre. Ghenadis mai ocupă și cu sport, el face fotbal, lui place fotbalul tare mult. Asta, deci, face viața mult mai interesantă. Mai interesantă, mai plină, să spunem așa. Eu, de exemplu, vreau să mă angajez la lucru și eu știu, eu sunt capabil. Nu sunt primit, oamenii nu sunt receptivi. Că dacă tu nu auzi, ei nu știu, deși din start înțeleg, evită să-i primească la lucru, că bănuiesc, fără ca să-și dea seama dacă este adevăr sau nu, că să le fie greu la comunicare, că să le fie greu la lucru, că n-a să facă lucru calitativ, au dubii, au îndoieri. Asta e mesajul lor, adică să aibă puțin încredere că noi avem mâini, noi avem picioare, noi avem cap, creier, fix ca la dânșă, ochi, nasul, pur și simplu noi nu auzim, se feresc de noi. Noi avem fix aceleași capacități și omul nu mă înțelege pe mine, dar eu pe dânsul îl înțeleg foarte bine.
Pur și simplu, oameni vorbitori nu vor să piardă timp cu noi și nu vor să devină puțin mai răbdători, trebuie să fie cu noi, să ne comunice în scris și atâta tot, nu se cere mult. Dacă ați da o notă de la 1 la 10, cât de toleranți suntem? Mai avem de învățat mult la acest capitol? 6, undeva 5, 6, 7 maxim, până la 10 nu ajunge. Sunt oameni care se comportă chiar de nota 2. Când mergeți la cumpărături, la medic sau la alte instituții de stat pentru un serviciu, aveți nevoie de însoțitori sau vă descurcați singuri? Dacă este cazul, dacă ceva mai complicat, da, noi apelăm la serviciul traducătorului, dar noi știind și înțelegând că interpreții sunt foarte puțini și dacă avem de rezolvat un problem, nu problemă, dar avem de rezolvat ceva chiar așa de complicat, noi ne descurcăm singurii sau prin intermediul mobil, telefon mobil, este Skype, este... Dar dacă mă duc la medic și am de vorbit și am de lămurit ceva medicului, clar că nu mă duc singur. Nu mă duc singur, prin scris asta... Dacă este o temă de sănătate, ceva complicat, documente, notarul, asta nu mai cu interpret. Dar în restul, în viață, când mă duc la cumpărături sau de asta, mă descurc singur el. Între activitățile artistice și cele profesionale, Inesa și Ghenadie găsesc timp să se distreze împreună cu prietenii lor, cei mai mulți persoane hipoacuzice. Cum vă distrați? Ce vă place să faceți împreună? Noi avem o companie destul de largă, noi deseori ne întâlnim. Da, fiecare avem familie și să nu stăm acasă, să nu ne plictisim acasă, noi facem diferite activități, ori ne strângem într-o saună, ori ne ducem la un frigărui, la un picnic, la un pescuit, noi tot timpul petrecem timp liber împreună. Avem un cerc restrâns de persoane, fix aceiași mulți ani la rând comunicăm între dânsi, tot aceiași persoane. Și niciodată nu a fost nicio svadă. Persoane noi apară, dar ca să se duc cineva de la noi nu s-a auzit așa ceva. Mai desigur lumea tot vrea, că la voi e vesel, la voi e interesant, voi sunteți deschiși. Pur și simplu la noi e în liniște, dar nouă nu ne ajunge, da, noi nu avem sunetele astea, nouă nu ne ajunge și noi trebuie să inventăm ceva, cumva să ne veselim, să ne fie mai vesel, nouă nu e mai complicat să fim mai vesel decât lor. Aveți prieteni și oameni obișnuiți, ei sunt doritori de a învăța limbajul semnelor pentru a vă fi alături? La lucru sunt oameni care vor să învețe limbajul ca să găsească limba comună cu dânșii. Dacă sunt careva probleme, dacă este o situație complicată din viață, ceva probleme, noi tot timpul sărim la ajutor. Noi suntem foarte receptivi la susținere, apelăm, sunăm, noi avem mesaj video. Înainte era mai complicat. Acum sunt gadgeturi și este videoapel și noi tot timpul apelăm la ajutor, la susținere. Ne susținem unii pe alții. La fel ca mulți alți basarabeni, Inesa și Ghenadie doresc să emigreze în speranța că își vor face o viață mai bună. Până acum nu au apucat calea pribegiei, din teamă că nu vor reuși să prindă rădăcini în alte țări. Însă ei depun tot efortul pentru a-și ajuta copiii să ajungă în state mai dezvoltate, unde ar putea fi ajutați de autorități să se integreze și să o ia de la zero. Ei spun că Republica Moldova nu știe să aibă grijă de persoanele cu deficiențe și să le ofere condiții egale oamenii obișnuiți. Statul nu prea sare la nevoile persoanelor cu deficiență de auz, dar nu vorbim numai de persoane de surde. Sunt fel de fel de invalidi, sunt oameni care locomotori, sunt surzi, sunt nevăzători. Și eu vreau să vă spun că toate persoanele astea au de suferit, fiindcă statul nu le oferă atâta atenție cât ar trebui. Recent am rămas fără traducere la televiziune, la mai multe posturi de țin, înlocuiesc traducerea în limbajul mimico-gestular în subtitrare. Ori citesc, ori privesc. Eu nu pot așa, n-am două perechi de ochi.
Când se traduce în limbajul mimico-gestual, doar de asta se face paralel și asta, dar reușește. Ori trebuie să fii concentrat pe literele cele ca să reușești să le citești, nu mai înțelegi nimic. Noi tot avem nevoie acces la informație și ducem foarte mare lipsă de informație. Sau e ca la lucru, Ghinadi spune, că suntem involiți, grupa 2. Dar el aude, dar eu n-aud. Noi suntem ambii grupați, el cu grupa 2 și eu cu grupa 2. Dar omul care aude este deodată primit la lucru, dar eu sunt ferit. Este foarte greu să-ți găsești un post de muncă, anume pentru persoanele care nu aud. Este foarte greu. Statul ar trebui să-și asume responsabilitate pentru a ne angaja în câmpul muncii. Cu un salariu decent, da, noi găsim. Noi pentru noi găsim, dar cu 2-3 mii de lei, mă scuzați, eu tot fix aceleași necesități am ca și oamenii care aud. Dar încearcă să găsești un lucru cu 10.000 de lei plătit. Nu este posibil. Lumea crede că voi aveți pensie și vouă vă ajunge. Dar ce pensie avem noi că nouă trebuie să ne ajungă? Noi nu auzim, noi nu putem să ne angajăm în câmpul muncii foarte ușor și, sau, de exemplu, comunicăm cu angajator, dar când venim și angajatorul vede că noi suntem surzi, deodată suntem refuzați. Este foarte complicat. Asta este o problemă numărul unu, că noi nu suntem acceptați de societate. Vreau să mă angajez la uzină undeva, la o fabrică de producere. Nu vrem la un salariu constant, un salariu bun. Nu suntem acceptați niciodată, nu ne primești. Și asta e, pe noi ne revoltă chiar într-un... Și suntem nevoiți să câștigăm ceva suplimentar, ocazional, undeva unde ne chică, acolo câștigăm. În străinătate, tot spate, nu ne ducem și toată lumea fuge. Italia, Franța este plină de cunoscuți de-a noștri care din Moldova sunt. Aceasta este și o dorință voastră să emigrați? Da, asta a fost chiar un vis la un moment dat, dar acum sunt în vârstă și cred că n-a să ne reușească. Poate la lucru, da, dar să emigrez, nu cred. E ușor când te duci cineva să duce din familie și tu te alături de familie, dar primul pas este foarte greu. Eu acum, Adam, sunt la așa o vârstă ca să încep să-mi schimb viața cam târziu, Adam. De exemplu, da, fata mea, dacă rămâne aici și ea dacă vorbește, dacă ea nu-i surdă, eu, de exemplu, aș insista ca ea să învețe și să obțină studii superioare, să aibă un viitor aici. Dar ea tot e surdă ca și mine. Iată, eu pe dânsa chiar vreau ca ea să plece în străinătate, că ea acolo are viitor, acolo statul are grijă, a să aibă grijă de dânsa, la ce și eu n-a să-i pot oferi aici, la noi în țară. Și ea ca și mine a să aibă de suferit și de chinuit toată viața. Eu nu-i doresc așa soartă ca a mea. Copiii la fel sunt hipoacuzici. Da, fata mea tot are deficiență de auz, ea este căsătorită deja, băietul e hipoacuzic, nu de mult a plecat în Franța și fata s-a pus plan după dânsul să ducă. Dar aici nu văd un viitor, eu vreau binele fetei. În Republica Moldova sunt oficial peste 7.000 de persoane hipoacuzice. Puține dintre ele reușesc să se afirme precum Inesa și Ghenadie, care dau dovadă de curaj și voință pentru a-și realiza visele. Ei demonstrează că doar prin muncă și dedicație pot fi depășite atât limitele imaginare, cât și cele create de societatea din care fac parte. Cer să fie acceptați și apreciați, iar în schimb vor oferi prietenie și zâmbete.